Atunci când privesc în urmă, mulți oameni consideră că studenția a fost cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Însă studenții de astăzi nu văd întotdeauna lumea în roz. Ei consideră că unele cursuri sunt prea dificile, iar examenele pot fi o sperietoare. Pe deasupra, mulți locuiesc între străini, departe de casa de care le este dor. Lor aș dori să mă adresez în primul rând. Știu că aveți aspirații înalte, că doriți să ajungeți niște profesioniști cunoscuți și respectați. Permiteți-mi să vă reamintesc despre niște tineri care s-au bucurat de cel mai mare succes pe care și l-ar dori cineva. Erau studenți la cea mai prestigioasă universitate din vremea lor, un fel de Harvard. Trăiau în condiții regești și totuși le era dor de casa aflată la 2700 de kilometri. Fuseseră luați din Ierusalim și duși în Babilon ca ostateci. O garanție a faptului că regele marionetă instalat de împăratul Nebucadnețar nu se va revolta. Materia de studiu era cu totul nouă pentru ei, iar limba le era complet necunoscută. Totuși, după 3 ani, la examenul final susținut în fața președintelui de comisie, împăratul însuși, cei 4 prieteni au fost declarați de 10 ori mai inteligenți și mai pregătiți decât toți ceilalți studenți. Drept urmare, au primit joburi de top. Cei 3 prieteni au devenit guvernatori ai unor provincii apropiate de capitală, iar Daniel a devenit prim-ministru și a păstrat poziții înalte în Babilon timp de 70 de ani, timp în care s-au succedat la conducere 5 împărați și 2 imperii. Însă nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile dacă în studenție Daniel și prietenii lui ar fi așteptat sau ar fi acceptat să facă compromisuri, așa cum au făcut colegii lor iudei. De exemplu, în primul capitol din cartea lui Daniel, citim la versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Din context înțelegem că Daniel a luat această decizie riscantă împreună cu grupul său de 3 prieteni. De ce riscantă? Pentru că această decizie putea să-i coste mai mult decât exmatricularea de la facultate. Pe el îl putea costa chiar viața și pe prietenii lui la fel. De fapt, și directorul universității, care era dispus să-i ajute, și-a exprimat îngrijorarea. Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Dumnezeu a onorat decizia celor 4 prieteni de a nu se compromite și până la examenele finale, ei au fost declarați mai arătoși și mai sănătoși decât colegii lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă cei 4 ar fi ales compromisul? Dacă s-ar fi gândit că fac acest lucru pentru un bine mai mare, pentru că oricum cei de acasă nu vor ști nimic. Era în joc viitorul lor. Cu siguranță, Dumnezeu nu i-ar fi împuternicit să aibă realizările uimitoare despre care vorbim și astăzi. De fapt, posibil că ar fi rămas niște anonimi. Și voi, studenții de astăzi, aveți de luat decizii similare. V-ați putea gândi că puteți face mici compromisuri pentru că vă aflați într-o situație specială. În plus, oricum nu va afla nimeni. Însă un compromis mic atrage un compromis mare, iar în cele din urmă veți secera un caracter corupt. În încheiere aș dori să vă reamintesc o frază celebră rostită de înțeleptul Solomon. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23.